sunt Cristina Raci și mă invit să explorăm conexiunile dintre minte, trup, spirit și suflet pentru o conștientizare și aprofundare a procesului de cunoaștere de sine în vederea atingerii armoniei dintre ele. Invitatul meu de astăzi este artist plastic, pictor, scriitor, poet, editor și semiotician. Bine ați revenit, domnul Gabriel Stan, în proiectul nostru în Concordia. Bine v-am regăsit! Domnul Gabriel, aș vrea să discutăm astăzi despre importanța inteligenței emoționale în cunoașterea de sine și ca să vă citez un pic când am discutat împreună despre un pic despre acest subiect, spuneați, avem ochi ca să vedem în exterior, dar nu avem ochi ca să ne vedem în interior. Cum putem să vedem în interior unde cred că este foarte, foarte important ca să ne cunoaștem și mai bine. Da, tema asta este deosebit de interesantă și complexă și, de fapt, aici este chintesența cunoașterii de sine, în asta constă. Copilul, într-adevăr, are această privire care o aruncă asupra universului. El își vede, într-adevăr, și își recunoaște mama, părinții, mediul, culcușul, prietenii, orașul, zona în care s-a născut, dar încetul cu încetul, bineînțeles că el se uită și în oglindă și se vede pe el și există un joc foarte interesant în relația copilăriei și chiar și a animalelor cu oglinda și chiar și a oamenilor. Noi ne privim în oglindă, dar de fapt oglinda, ați văzut că inversează, aparent inversează stânga cu dreapta, dar nu inversează. Ea îți reflectă o imagine exact care o primește, pentru că dacă ar fi o inversare, ar trebui să inverseze și sus-jos. Ori sus-jos rămâne sus-jos. Da. Există oglinzi duble în care putem să ne vedem fizionomia așa cum o văd alții în realitate, pentru că noi în oglindă nu avem imaginea prin care ceilalți ne văd. Iar ideea de a te privi în interior este o formă de oglindire. Din cauza asta am vorbit tot despre oglinzi și oglinzile sunt importante în viața noastră. De ce e o formă de oglindire? Pentru că ți se spune, tu te recunoști, îți vezi fizionomia, vezi că ești băiat, vezi că ești blond, vezi că ai o anumită înălțime și așa mai departe. Dar la un moment dat ți se și confirmă anumite lucruri, cum se întâmplă cu femeie, cu o fată, îi se spune ce ochi frumoși ai, ce mâini frumoase, ce păr și așa mai departe. E o formă de conștientizare și de oglindire a ființei în conștiința și în ochii celuilalt. Dar ceea ce este foarte important este ceea ce controlăm noi în ceea ce ne privește. Ori lucrul acesta, în mod firesc, începe cu sportul. Din cauza asta, educația fizică este foarte importantă la copii și chiar și până la adânci bătrânețe este important sportul. De ce? Pentru că sportul ne conștientizează cu adevărat trupul. Nu degeaba se spune minte sănătoasă în corp sănătos. Sportul îți aduce, de fapt, puterea de a controla mușchi, nervi, stări, mișcarea, care este esențială. De exemplu, un parașutist profesionist, el are un moment până se deschide parașuta, el, în funcție de cum mișcă o anumită mână, se învârte în jurul lui, face un looping și așa mai departe. Sunt o serie de figuri impuse pe care le învață. Un săritor de la înălțime în bazin, la fel, trebuie să-și controleze foarte bine corpul. La schi se pune iarăși cam aceleași probleme. Deci sportul ne obligă să avem un control asupra noastră și control care este esențial. De asemenea, este important, spun eu, să începem să ne cunoaștem anatomia. Ori, cred că pot vorbi despre lucrul ăsta pentru că un pictor bun
trebuie să cunoască anatomie plastică la fel de multă ca un medic. Trebuie să cunoască sistemul osos, mușchii, posturile și așa mai departe. Deci un pictor adevărat și întotdeauna ați văzut, nu era o fobie, nu era o nebunie în capul lui Leonardo și a renașentiștilor că făceau disecții, Michelangelo. Deci ei aveau această necesitate de a cunoaște corpul omenesc, pentru că dacă nu cunoști anatomie, bineînțeles că n-ai nici cum să-l reprezinți. Ori în momentul în care noi învățăm și cunoaștem anatomia, atunci putem să ajungem la un plus de comunicare cu interiorul nostru. Sunt boli, de exemplu, care se vindecă pentru că vorbim, de exemplu, cei care suferă cu inima. Trebuie să vorbească cu blândețe și să comunice cu inima lor și așa mai departe. Ori lucrurile... Da, păi spunem, domnul Gabriel, spunem că bolile sunt de fapt strigătele sufletului. Deci tot din interior. Este foarte interesant cum abordăm de fapt acest lucru, cunoașterea anatomiei. Deci până acum, din ce îmi spuneți, trebuie să ne cunoaștem exterior. Ar fi foarte bine, cred, dacă am putea să facem aceeași, să acordăm aceeași atenție și, dacă pot să spun, anatomie interioară, dar mă refer mai degrabă la anatomia sufletului decât a organelor interne. Pornim de la anatomia antropologică, de la anatomia materiei, pentru că trebuie să știi unde e ficatul și așa mai departe, trebuie să-ți cunoști interiorul. Iar în momentul în care începi să ai acest tip de cunoaștere și să conștientizezi că respirația înseamnă, de fapt, un tip de comunicare permanentă, poți, de la nivelul ăsta, se poate, într-adevăr, să creezi acele instrumente mentale prin care să operezi în interioritatea ta. E foarte simplu să spui unui adolescent, fă exerciții de introspecție. Bonjour, ce introspecție să facă el, săracul? El nu se cunoaște pe el, nu se mișcă, nu știe să se miște pe scenă, pe stradă, când e privit și așa mai departe, nu știe să vorbească. Deci el nu are niciun tip de autocontrol și noi îi cerem chestii sofisticate, să cunoască, să vorbească despre suflet pe care el nu-l vede, nu-l palpează, nu-l arată nimeni din punct de vedere material, pentru că nu e material. Ori nivelul ăsta de înțelegere aparține conștientizării ființei noastre. În momentul în care suntem conștienți, începem să avem un dialog cu noi înșine. Acest dialog, care e foarte important, nu e o simplă bâlbâială, nu e un simplu mod de a ne petrece sau de a nu ne plictisi. Este esențial în cunoaștere, pentru că dialogul cu tine te duce cu adevărat la forme de conștientizare. Îți dezvoltă conștiința. Un om care nu vorbește cu el însuși nu are empatie, devine foarte cinic, este foarte pragmatic. Poate să facă foarte mulți bani, de exemplu, sau poate să aibă foarte multe realizări într-un domeniu sau altul, dar de fapt el nu ajunge la un nivel de spiritualitate. Da, domnul Gabriel, cred că avem nevoie de o calitate foarte, foarte importantă pentru a avea o discuție reală cu noi înșine. Trebuie într-adevăr să fim foarte sinceri. Să fim sinceri cu noi când discutăm și să ne recunoaștem greșelile, să recunoaștem defectele, să ne recunoaștem absolut tot. Pentru că dacă ne mințim pe noi înșine doar pentru a ne simți mai bine, nu cred că o să ajungem foarte departe. Știi care este necazul? Că de fapt, fără să vrem, ne mințim foarte mult. Și spun eu cum ne mințim. Fiecare om poartă niște ochelari de o anumită culoare și de o anumită formă. Ce sunt ochelarii ăștia?
Toți vedem lumea prin prisma profesiei noastre. Detectivul vede pe cei care încalcă legea sau polițistul. Hoțul vede că e urmărit tot timpul și poate să vadă de unde poate să mai ciupească ceva. Judecătorul vede iarăși viitori condamnați. Medicul vede în jurul lui numai oameni suferiți, bolnavi sau îi sar în ochi anumite defecte de sănătate. Fiecare profesie ne face să privim lumea prin niște ochelari de formație. Și ziaristul, care ar trebui să fie imparțial și n-ar trebui să facă decât să preia o informație și să o difuzeze, ați văzut că și eu comentează, și eu trec prin filtru personal, ceea ce e o mare defect al presei. Pentru că eu n-am nevoie de părerea celui care îmi comunică informația, am nevoie de informația brută. Ori... Da, și spunea că ne mințim, sub ce formă ne mințim oricum, din cauza acestor ochelari de formație pe care îi avem? Da, pentru că avem o formare, avem o specializare, avem o expertiză. Și atunci... ochelarii aceștia ne duc în anumite puncte de vedere. Sunt foarte puțini cei care pot privi lumea și oamenii dintr-un punct neutru, antropozofic, să zic, sau filozofic. Vorbesc de filosofi, vorbesc de poeți, vorbesc de artiști. Eu, de exemplu, și vă fac o mărturisire, ca pictor, privesc oamenii. Când mă uit la ei, nu mă interesează profesia, nu mă interesează, mă interesează frumusețea interioară, pentru că fiecare om are o frumusețe specială a lui, pe care eu de multe ori nu și-o cunoaște, și lumina este ceea ce urmăresc eu. Bineînțeles că și lucrul ăsta este subiectiv din punctul altora de vedere, dar repet, fiecare privim lucrurile. Și, de fapt, nu avem un contact direct cu realitatea. Da, domnul Gabriel, vorbeați de discuția asta, de discuția foarte importantă pentru evoluția noastră și a cunoașterii de sine, de această discuție cu noi înșine. Da, ăsta este eșafodul, nu mă gândesc la o condamnare, ăsta e piedestalul pe care ar trebui să așezăm și de unde ar trebui să încercăm să vedem bolile sufletului și să încercăm să înțelegem ce e sufletul. Sufletul este foarte greu de explicat pentru simplu motiv că nu există o anatomie clară și să știți că eu am avut șansa ca să descoper foarte multe lucruri datorită picturii. Pe mine pictura m-a interesat ca și instrument de cunoaștere. Mi-a fost mult mai ușor să ajung la armoniile spiritului și credeți-mă că ani de zile mi-au trebuit și am avut și cred că am câteva biblioteci în spate citite să descoper armoniile sufletului. Chiar dacă după ce le-am descoperit mi s-au părut extrem de simple, este ca o lui Columb. Descoper cât de naiv ai fost, cât de multe ți-au stat aproape sau au fost prea aproape de tine și nu le-ai văzut. Dar ca și în matematică, în momentul în care ai o descoperire, trebuie să o verifici, trebuie să se verifice în realitate. Da. Repet, puterea aceasta de a înțelege formele de manifestare ale sufletului, emoțiile, de fapt, pentru că despre asta vorbim, este esențială. În momentul în care noi ne controlăm și noi cu adevărat suntem conștienți că ceva ne-a supărat, că ceva ne-a enervat, că ceva ne-a făcut să fim agresivi, atunci ar trebui să încercăm să vedem unde, care e partea slabă noastră, unde, ce am pierdut, ce am câștigat în momentul în care am reușit să depășim această vulnerabilitate
asupra noastră, pentru că e foarte ușor pentru un om care cunoaște anumite lucruri, e foarte ușor să te enerveze, este foarte ușor să te atragă în niște capcane, orice cuvânt poate să fie o sugestie nu neapărat pozitivă și negativă, și trăim într-un ocean de sugestii negative în care... Da, dar întrebarea mea, domnul Gabriel, este, ok, sugestii și cuvinte putem să primim de la toți oamenii. Cum, ce declanșează în noi? Că asta este ideea, că o sugestie poate să fie, eu pot să o iau neutru, dar pot să o iau și foarte negativ și atunci să explodez. Ce instrument sau ce instrumente ne pot ajuta să vedem foarte bine în interior, în așa fel încât să ne dăm seama, uite, am avut sugestia asta, am explodat. De ce am explodat? Lucrurile sunt mai simple decât par. În momentul în care primim o sugestie negativă, să spunem, noi nu o analizăm. Nu stăm să ne gândim de ce ne-a spus X că avem șanse să ne rupem un picior sau să ne împolnăvim sau mai știu ce prostie spune ceva, sau o ghicitoare în cafea sau unul care după ureche, că și aici e o varză și o porcărie planetară cu horoscoapele. Și credeți-mă că știu ce spun, că eu m-am ocupat și am desenat horoscopul ca și formă de artă. Și într-adevăr e o formă de cunoaștere străveche, dar are așa 0,005% adevăr. Ori toate lucrurile acestea care vin spre noi și care ne oferă de multe ori sugestii negative, pentru că dacă cineva spune că ai mâine o să ai o zi extraordinară și o să câștigi la loto și o să câștigi și o să ți întâlnești iubirea vieții și așa mai departe și vei avea ore de fericire și extaz, asta e o chestie pozitivă, din cauza să ne și spunem la mulți ani sau bună ziua, pentru că avem nevoie de sugestiile astea pozitive, da. Trăim cu ele, sunt o hrană, o hrană a sufletului, nu sunt o hrană materială. Lucrurile par puțin absurde, dar aduceți-vă aminte cum veneau scrisorile, felicitările. Acum nu mai există comunicarea asta, mă rog, sunt și felicitări pe e-mail, dar... Ar că am uitat să ne mai dorim unii altora la mulți ani, am uitat să ne mai dorim unii altora sănătate, mă rog, și așa mai departe. Ori, de ce e importantă sugestia pozitivă, la fel ca și sugestia negativă? Noi o depozităm în subconștient, fără să vrem, o aruncăm, spun eu, în mansarda interioară, undeva în creierul nostru și acolo... Subconștientul poate lucra, subconștientul are capacități paranormale, subconștientul individului, ca și subconștientul colectiv, are o forță extraordinară. Uitați-vă ce se întâmplă acum cu toată pandemia asta, da? Și gândiți-vă, vă dau un exemplu. Artiștii au o sensibilitate. Creatorii de multe ori sunt aproape profeți. Mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani am ascultat o melodie superbisimă, Ultimul dans, cântată de Indila. Daniel Rons. Așa. Și în care arăta Parisul și vorbea despre copii. Noi suntem copiii Pământului și era așa un fel de premoniție. Un Paris care e orașul luminii, nu luminilor, și care a fost și va rămâne totuși o emblemă a inteligenței și a artei, ori un Paris care se sfârșește, așa sub ochii tăi, și ascultați melodia asta acum, pentru că inevitabil o să vedeți că o veți asculta un pic altfel decât categoric. Acum câțiva ani și s-ar putea și să plângeți acum mai mult decât ați plâns atunci. Atunci vi se părea o melodie, un joc în care Indila zbura deasupra
Parisului, dar acum o să vedeți că zburăm cam toți deasupra Parisului. Ne afectează mult mai mult pe toți. Ori vorbesc aici de forța subconștientului colectiv, care are capacitatea de premoniție. Și aici aș puncta un lucru foarte important pentru părinți. Să nu vă agresați copiii care nu vorbesc sau care nu comunică sau care sunt foarte sensibili. Și să nu încercați să-i brutalizați, pentru că sensibilitatea unui copil, el de fapt îți arată că va fi un mare creator. Tot ceea ce e un defect, tot ceea ce pare un defect, excesul de sensibilitate la un om, poate să fie o forță formidabilă în momentul în care se duce și e dirijată în zona artei. Marii creatori, într-adevăr, au fost în adolescență, în copilărie, au fost extraordinar de sensibili, pentru că n-ai cum să ai forță sufletească fără sensibilitate. Și revenind la suflet, aș porni din zona aceasta care mi se pare deosebit de importantă, a identității. În momentul în care noi, și când vorbeam de ochelari și de cunoașterea, da, de sine, cunoașterea de sine începe cu acest dialog. Să te cunoști pe tine, dar nu ca exterioritatea ta. Nu contează. Contează, bineînțeles că e important și cum ești îmbrăcat și cum vorbești și cum te miști, dar nu lucrurile astea primează. Ale pentru a ajunge la suflet. Astea sunt un fel de platoșe, sunt un fel de... Aici intrăm într-un joc care e frumos, al existenței, al vieții, dar dincolo de jocul ăsta, de aparent asta, teatralitatea vieții, e important ceea ce e în sufletul nostru, identitatea. Categoric. Ori identitatea noastră se manifestă în funcție de ceea ce primim. Dacă suntem vulnerabili la imagine, ați văzut că toate televiziunile spun nu vă vor afecta emoțional. De ce să mă afecteze emoțional? Normal că te afectează emoțional. Categoric, da, da. O oroare sau ceva ce tu nu-ți poți imagina. Pentru că de foarte multe ori se produc atâtea multe chestii care stai așa să te gândești că viața bate filmul. Nu există, nu poți să, un creator de horror, de ce vreți dumneavoastră, nu poți să inventeze atâtea tâmpeni și nebunii și porcării și crime cât se pot întâmpla în jurul nostru. Ori pentru asta e bine, într-adevăr, să avem o protecție și trebuie să fim pregătiți, pentru că e o luptă, lupta cu răul e foarte grea. De ce spun eu chestia asta? Pentru că răul eu îl asum cumva cu demonii. Aduceți-vă aminte de întrebarea aceea în care Iisus îl întreba pe un posedat, care e numele tău? Și el răspundea legiune. Deci într-un om poate să existe nu un rău, o legiune de rele. Deci da. Un lanț de da. Diavol. Ori care au intrat în turma de porci și au căzut, s-au aruncat, ori rău, din punctul meu de vedere, nu ne putem proteja împotriva răului decât cu Dumnezeu. Dumnezeu se luptă cu diavolul și Dumnezeu ne apără de rău. Dacă nu avem această protecție, care pentru foarte mulți pare subiectivă sau inutilă sau inaccesibilă, e o pierdere extraordinară a lor, dar forța și energia și protecția identității, pentru că vorbeam de identitate, pornește de aici, de la Dumnezeu. Ori copilul, o să fiți surprinși, sunt copii care se nasc cu Dumnezeu, care au o aplicație, care au o sensibilitate față de... Chiar dacă nu au educație teologică, chiar dacă nu știu foarte bine, foarte multe subtilități sau
da, rafinamente de idei sau de filozofie. Dar copiii au această curățenie, această puritate de a simți și de a distinge foarte rapid binele de rău. Ori identitatea... Dar numai că își pierde în copilăria. Înțelepții o păstrează. Înțelepții o păstrează, da. Uitați-vă la toate filmele astea cu maestrii în Kung Fu și în arte marțiale, că se joacă, cum se joacă copiii. Uitați-vă, de fapt, la simțul umorului pe care îl au anumiți academicieni și anumiți filosofi. Uitați-vă că, de fapt, înțelepții și-au păstrat întotdeauna simțul umorului și n-au ucis copilul din ei. Nu, dar asta cred că ține foarte mult și de educație și de sistemul în care suntem și are foarte mult și foarte mult e în funcție de cum noi ne comportăm cu noi înșine, cum ați spus și mai devreme, și de discuțiile, introspecțiile pe care le facem, discuțiile cu noi înșine și cât de mult ne permitem, ne lăsăm noi pe noi să fim noi înșine, pentru că de multe ori ne modelăm pentru a încăpea în tiparele societății. Domnul Gabriel, astăzi vă mulțumesc pentru intervenție. Este un subiect foarte important, foarte interesant și aș dori să-l continuăm în episodul următor, pentru că aș vrea să vorbim un pic și de inteligența rațională tocmai în cunoașterea de sine. Așa că astăzi vă doresc o zi frumoasă și vă spun pe data viitoare. Cu drag și numai bine. Numai bine, domnul Gabriel.